True Normal au revenit la noi în studio. Ei, din nou, Edi și Andrei, cei doi băieți care au făcut din proiectul True Normal un adevărat succes, de fapt. A luat naștere în 2020, odată cu lansarea primului single, 1000 de luni. Și, bineînțeles, au urmat și alte piese, Vrăjitoarele, Șatruri de iubire, noua colaborare sau cea mai recentă cu WhatsApp, Regina. Dar astăzi ne vor prezenta o nouă piesă, Bim Bim. Bine ați venit la Trinet, băieți! Bună ziua, vă mulțumim frumos de invitație, cu o mică corecție. Exact. Nu este bim bim, toată lumea ce bim bam, bim, bam. Este bam bam. Iertați-vă, e bam bam. Așadar, de la iubeam ne și distrăm. Da, de la iubire la distracție, de la distracție la iubire este doar un pas și în viața noastră cotidiană mai avem nevoie și de un mic respiro pentru a ne uita în jur și să vedem dacă cu adevărat persoana de lângă noi merită sentimentele pe care le avem pentru ea. Corect! E, uite, am început bine vara și voi și noi de altfel pentru că ascultăm piesa voastră. Am ascultat-o și la repetiții, dar și înainte de repetiții. Îmi place cum sună și cred că o să răsune peste tot. Pe la plajă, pe oriunde. E, și nouă ne place cum sună. După cum îți spuneam și înainte de emisiune, este foarte important ca radiourile, DJ-ii și toată lumea să preia piesa și să o dea în valuri, 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 pentru că de fapt și de drept asta ajută ca piesa să ajungă la oameni. Eu în perioada asta merg cu WhatsApp pe la concerte, pe la zile de oraș, pe la cluburi și oamenii aud în primă audiție această piesă, cât și Șatruri de iubire și Regina, și după prima audiție să vezi 5.000, 6.000, 10.000 de oameni cântând cu tine refrenul, este uluitor, este fantastic, este de necrezut. Drept dovadă este faptul că piesele sunt bune, nu au nicio problemă, dar în esență contează foarte mult promovarea lor și cum ajung ele la oameni. Da, și uite, apropo de promovare, vorbeam anterior de a intra în live despre problemele din industrie, că există și toți artiștii se lovesc de ele. Crezi că există rezolvare? Da, rezolvare există la orice problemă. Din punctul meu de vedere, orice problemă are minim 3 soluții și trebuie să gândești pozitiv și să perseverezi, pentru că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, dacă ți-e scris, ce al tău e pus deoparte. Iar eu personal sunt foarte mulțumit și încântat de evoluția proiectului pe care a avut-o din 2020 până acum, pentru că până la urmă sunt doar 3 ani. Nu cataloghez începutul cu începuturile mele din muzică, așa cântam de la 15 ani. Dar nu are nicio relevanță să stau acum să mă gândesc, vai, că eu cânt de la 15 ani și că uite că... Sunt artiști care au dat un boom dintr-o piesă și după aia au apus. Sunt artiști care, odată cu creșterea lor artistică, i-a cunoscut lumea și au cunoscut și succesul. Eu aș prefera să fac parte din a doua categorie, să prindă la un moment dat o piesă și după aia toate să crească după ea. Acum, când va fi momentul, cum va fi, când este oportun, numai Dumnezeu știe. Exact, să crească natural și munca voastră să fie apreciată, dar să nu renunțați, asta e important. Pentru că faceți o treabă foarte bună, sincer, acum. Vă mulțumim frumos pentru aceste cuvinte, dar despre renunțat nu se pune discuția, pentru că, uite, mi-ai trezit o amintire foarte proaspătă. Discutam că fiecare om mai are așa momente în care îi vine să quit, știi? Așa. Și vorbeam cu WhatsApp după ultimele concerte și spuneam că au venit la mine copiii de 14 ani, 15 ani, 17, whatever, nu contează, și parcă știau ei așa cumva de undeva din astral că eram așa la o saturație și îmi spuneam, bă, să nu renunți, că ești foarte bun și chiar lucrurile astea ajută. Și chiar astăzi mă uitam pe aceste platforme și am văzut un reel în care am văzut o chestie foarte interesantă. Știi că la un moment dat e atât de important să fie cineva care să creadă în tine și să îți mai dea un boost, știi, că tu te alimentezi, dar la un moment dat este și un gap pe care dacă ai oamenii potriviți lângă tine, el se va umple sooner or later. Acum că nu se întâmplă nimic peste noapte,
e partea a doua. Dar, ca să menționez, aici sunt niște oameni care sunt alături de mine, de proiectul meu, Marius China, Sprint Music, fără de care ultimele colaborări nu ar fi putut avea loc, mai ales colaborarea cu WhatsApp și cu Emeric Imre, care pentru mine a însemnat realizarea unui vis. Și nu în ultimul rând, piesa cu care am venit astăzi aici, Dr. Mako, un om deosebit, un om foarte talentat și un profesionist desăvârșit și în medicină, pentru că el este doctor la Craiova, pe secția UPU, dar și un compozitor extraordinar, care, uite, a avut încredere în mine, am făcut piesa aceasta, eu tot îl sâcâiam și îl stresam așa de prin 2015-14, de când a lansat cu Ana Radu piesa Tu. De atunci tot îi ziceam, hai să facem o piesă. Și anul trecut el a venit cu acest joc de cuvinte, am dezvoltat textul, ne-am văzut la o sesiune în preajma sărbătorilor de iarnă, când eu m-am dus acasă la Craiova, și asta a fost. A început să ia naștere, piesa avea totuși cu totul altă formă atunci, era o chitară acustică și era așa mai folkish, mai, nu era folkish, era, avea o altă mai chill, avea o altă structură. Și după aia, tot așa din ședințe, din brainstorming, din idei de la prieteni, de la cunoscuți, uite cum ți se pare, cum sună, sună bine, nu sună bine, au fost prieteni care mi-au zis, uite, ar fi bine să te duci în zona asta, ar fi bine să faci așa, și bineînțeles se experimentează până la un produs final, pentru că la fel ca și la piesa aceasta, piesa Regina, care la fel este o piesă dragă sufletului meu, s-a muncit la ea 6-7-8 luni. Adică e nevoie de timp pentru toate. Da, e nevoie de timp ca să se așeze, să se sedimenteze, să... Sunt 1000 de lucruri care contează foarte mult. Gen, uite, la piesa Regina, până să luăm DAW de la Marius China, cred că Alexandru Berehoi, cel care a făcut toată magia asta a orchestrației ei, cred că a făcut săracul de el, nu știu, vreo 7 variante. Wow, până să o aprobe. Da, deci îți dai seama, 7 variante, 7 piese diferite. De unde să mai scoți? Câte să mai scoți? Exact. Câte? Adică era... Deci la un moment dat eu ziceam, bă, gata, nu se mai... E clar, nu se mai lansează piesa, este dead end, nu mai are nici... Dar uite că s-au lansat, este un an bun de colaborări. Februarie piesa Regina, acum piesa cu Dr. Mako, Bam Bam. Mai lucrez la încă o piesă acum și cu Andrei am o piesă în lucru. Și mai urmează o colaborare cu WhatsApp în septembrie, octombrie, să vedem când o să fie programată. E o piesă de dragoste, de toamnă, Tu nu știi se numește, cu un mesaj emoțional foarte puternic. Cum sunt toate piesele tale, de fapt, că până la urmă voi cântați despre iubire. Da. Asta am observat. E o observație foarte bună și o observație pe care ne-o face lumea. Pentru că it's too much. Dar acum lucrez la o piesă care să nu mai aibă legătură cu zona asta de melancolie și de iubire și de nu știu cum să zic, de trecerea sentimentelor, da, prin filtrul, da, muzicii. Da, da, da. Să știi că nu e niciodată mult. Încerc să fac o... Acum chiar încerc să fac o piesă de party, de... Deși prin versuri și prin mesaj, inclusiv de la Șaturi de Iubire, am încercat să îmbinăm această parte a sentimentelor, această lume complexă pe care ne prezintă sinele nostru interior în ceea ce privește complexitatea desăvârșirii sentimentelor într-o relație, cu partea de material, de uman, de dorință de a scăpa din din aceste sentimente bune, rele,
de descătușare a emoțiilor, ca practic, să vorbim așa. Exact, practic tu acum ai descris viața noastră de pe pământ, că asta înseamnă. Da. Se îmbină spiritualul cu materialul. Păi da, este o continuă dezvoltare și o muncă pe care noi trebuie să o dezvoltăm asidu către împlinirea noastră spirituală, pentru că vrem sau nu vrem, noi suntem trecători. Nu rămâne nimic din noi decât bogăția interioară și aici trebuie să lucrăm la această desăvârșire prin ce cale ne este nouă mai bună, mai la îndemână, dar nicio cale spirituală nu este una ușoară. Adică dacă vrei să intrăm în subiectul ăsta, o să trebuiască să facem o emisiune întreagă. Adică da, începem să discutăm, să plecăm din ortodoxie până la sufii, până la antichitate, la biserica ortodoxă coptă, care de fapt ea are toate evangheliile pe sunt care multe biserica de spus noastră nu le are. Exact. E o muncă multă, adică e de vorbit, timp implicat și tot, și energie în primul rând, că și în energie trebuie să credem. Suntem. Păi, timpul, suntem energie, iar timpul este o energie în care trece prin noi. Că de fapt asta se întâmplă, timpul trece prin noi și noi nu trecem prin timp, sau trecem, nu știu. Și noi prin el, da. E relativ. Da, e relativ, depinde din ce punct de vedere privești. Și uite, spuneai că noi nu lăsăm nimic în urmă. De fapt, uite, voi artiștii lăsați ceva. Chiar frumos. Da, ca să citez niște clasici în viață de la Biugi Mafia, o să reînviem de fiecare dată când apeși play. Exact. Este un motto preferat al meu. Și pot să spun că parte din mesajele muzicii pe care o ascult m-a făcut să am această încredere în mine de la un moment încolo, din pandemie, și să iau viața în dinți și să-mi lansez piesele mele, pentru că până atunci erau foarte mulți naysayers, you know? Adică eu până atunci cântam doar cu chitara, ziceam, na, nu o să faci tu, stai liniștit, n-ai treabă. Practic, noi ne autosabotăm, nu? Da, e aici e la fel, o complexitate foarte mare cu autosabotarea, cu mentalul, cu a fi mulțumiți și împăcați. Evident. În ceea ce facem. Sunt curioasă, ai vorbit mai devreme despre piesele voastre, care toate sunt despre dragoste, și să știi că niciodată nu e prea mult când vorbim despre iubire, pentru că avem nevoie de ea în lumea asta, dar știu că nu are o definiție. Cum o vezi tu când auzi cuvântul iubire? Unde te duce gândul? În ceacra inimii. Ceacra inimii, ok. N-am mai primit răspunsul ăsta, e bine primit. De fapt, este o senzație pe care trebuie să o simți dacă intrăm pe teritoriul ăsta din... începând de la chakra coroane, care trece așa prin tot corpul tău, activează șarpele kundalini, se... Iarăși ajungem în zona aia. E bine, ne-ai spus despre piesă. Dumnezeu în esență este iubire și eu consider că suma tuturor credințelor și religiilor de pe pământ este iubirea și prin ea ne vom mântui, prin această iubire necondiționată față de oameni, față de tot ce ne înconjoară. Și față de noi. Pentru că, până la urmă, vrem sau nu vrem să recunoaștem, suntem interconectați noi toți între noi, noi cu planeta și unii fără alții nu putem trăi în acest ecosistem. Exact. L-ai vorbit mai devreme despre piesa Bam Bam, da. Și vreau să știu ce e cu videoclipul, cine a lucrat la el? Măi, Claudiu Stan este vinovatul acestui clip, care a găsit un footage pe internet. Bă, uite, mi se pare foarte potrivit pentru piesa voastră, pentru că eu, venind după o perioadă încărcată, nu am putut să mai fac acest pas către a filma un videoclip și cumva trebuia să lansăm piesa, nici nu s-au legat și lucrurile, și atunci când nu se leagă, înseamnă că trebuie să te uiți în altă parte și să îți dai seama de ce trebuie să faci, știi? Pentru că nu poți să persiști așa la infinit. Pe calea greșită. Exact, știi? Da. Și am venit cu acest footage, Marius China a zis că e foarte tare, mi-a zis că e foarte tare, chiar am și râs cu Dr. Maco când l-am văzut prima oară, pentru că e super funny.
ulterior fratele meu a venit cu o completare cu niște filmulețe făcute cu ajutorul inteligenței artificiale și le-am mai postat pe rețelele de socializare, mai vin câteva acum și ușor, ușor populăm internetul cu această piesă, la fel lucru pe care îi rugăm pe toți urmăritorii, auditorii, era să zic telespectatorii, dar videospectatorii exact. Rețelelor de socializare, să intre pe YouTube și să ne lasă o părere. Vă place, nu vă place, e rea, e bun, adică am văzut atât de multe păreri încât pentru noi contează toate. De ce? Să știm, dacă suntem pe calea greșită, să schimbăm ceva, să... Știi? Adică... Exact, orice feedback e important. Absolut, absolut. Fie că ne place, fie că nu ne place, oamenii clar. Au păreri diverse. Clar. Oricum, piesa să știi că e foarte vibrantă, e dansantă și la fel și videoclipul, foarte colorat și dinamic. Ceea ce e nevoie, pentru că vara asta înseamnă. Vara asta distracție. Fac tot ce întrece prin cap. Exact. Ziceai de online, că uite și noi suntem în online, acolo mai ai timp să te mai ocupi și de paginile tale? Cu greu. În mod normal o pun pe iubita mea să se ocupe, că ea este de meserie PR. Și când nu am timp sau nu am o stare necesară unei posteri happy, îi zic, o rog pe ea să posteze, să... Na. Are grijă ea. Da. Foarte bine. Pe TikTok mai încerc să mai fac anumite live-uri, mi-am cumpărat o grămadă de chestii ca să fiu super profi, mi-am luat un mixer special pentru live streaming, sunt... Na, profesionist. Da, dar nu tot timpul ai stare, adică eu fiind învățat cu concertele live și așa mai departe, mi-e greu să cânt așa de nebun în fața unei camere. Hello, hello! Uite, oarecum asta ne-a învățat și pandemia, că vorbeam anterior, că a trebuit să ne adaptăm. Da, a trebuit să ne adaptăm, dar vezi tu, în pandemie ne-am redescoperit, ne-am reinventat. Uite, pentru mine pandemia chiar a fost o perioadă foarte bună. Eu atunci am lucrat ca director de marketing la o companie din Sofia, am reușit să lansez și primul single, de acolo vine și numele de To Normal, pentru că m-am gândit la sintagma Let's Get Back To Normal și aveam nevoie de puțină normalitate. Între timp, între 2 și N, a venit o liniuță și depinde cum privești tu, ești normal, ești anormal, doesn't matter. Fiecare cum simte. Da, exact. E ca și cum desenezi un 6 între noi, tu îl vezi, nu, eu îl văd 6, e vorba de perspectivă, atâta tot. Sunt curioasă, tu ești foarte bun pe partea asta cu muzica, cu marketingul, evident. Știu că ești și actor la bază. Da. Ai făcut ceva în sensul ăsta? Făcut în sens de studii sau în sens de... Să joci. Măi, am jucat foarte puțin. Am avut în 2018, cred, în regia lui Bogdan Stanoievici, Dumnezeu să-l ierte, un musical la Circul Metropolitan de Stat, unde am avut onoarea și plăcerea de a juca alături de nume foarte mari ale industriei muzicale românești și ale teatrului în speță. Și după care am jucat într-o comedie bulevardieră în care prietenul meu bun, Răzvan Bănică, m-a sunat într-o zi de marți și m-a întrebat ce faci vineri seara. Și eu zic, nu știu, nu fac nimic. Și mi-a zis, bine, îți scriu imediat. Și imediatul ăla a fost în 5 minute, mi-a trimis un text de 200 de pagini, mi-a trimis filmarea cu spectacolul. Ea și învață. Și ea și învață. Și după aia când mă uit să văd distribuția, Carmen Tănase, Ionuț Ciocea, Victor Vrutejanu, Gabi Fătu, am zis... Exact ce trebuie. Da, unde m-ai băgat? Lasă-vă că o să fie bine, te descurci tu. Și uite, așa am jucat vreo 10-15 spectacole alături de ei. Am mai făcut niște reclame, dar nu, adică vreau să fac asta, îmi doresc, dar momentan nu am găsit, cum să spun eu, calea către această zonă din cauza resurselor financiare foarte slabe de care această zonă dă dovadă. Am înțeles. Oricum, faci foarte bine ce faci momentan. Nu se știe niciodată când venim și te vom urmări și pe scenă. Să dea Dumnezeu să vă invit la cinema, să
Așa, să te vedem pe marile ecrane. Dar până atunci să ne bucurăm de tine și de Andrei în concerte. Sunt curioasă ce faceți vara asta. Aveți planuri? Vara asta avem câteva concerte. Ți-am spus, mergem cu WhatsApp în deschiderea lui pentru a familiariza oamenii cu cântecele noastre. Mai avem câteva discuții alături de organizatori din țară. Și uite, vreau acum că mă gândeam, văzând în spatele tău sigla radioului, mă gândeam că l-am avut ca și idol pe Florian Pitiș încă de mic copil și la 3 ani, uite, asta e o chestie pe care n-am spus-o niciodată, tata era sunetist la o trupă din Craiova care organiza foarte multe festivaluri în zona Olteniei, jazz, rock, folk, era foarte cunoscută această mișcare în anii 90 și când aveam vreo 3-4 ani eu știam deja toate piesele trupei Pasărea Colibri și văzându-mă în culise cântând toate piesele, la un moment dat mă cheamă Florian Pitiș pe scenă și am cântat cu el Unde duci tu mielule, țin minte că aveam așa o căciulă mof pe cap și mă gândesc că, uite, vis-a-vis de această trecere a existenței noastre, vezi, uite, un exemplu foarte frumos de o moștenire lăsată urmașilor, de care se bucură foarte multă lume, angajații, cât și oamenii care ascultă Radio 3net. Și țin minte că la început era foarte controversat subiectul, pentru că e, domne, cum să faci radio online? Nu credea nimeni în asta. Da, nu credea nimeni în asta și acum mă mai uit la interviuri cu el de atunci și era o minte sclipitoare, mă gândesc și încerc să transpun cum ar fi fost el în 2023, știi? Mm-hmm. Adică, wow! Da, uite, eu din păcate nu l-am întâlnit, dar mă bucur că sunt aici, unde e și el, că e el, da, permanent este energia, cu noi. Este energia lui, peste exact. Tot, sigur. Uite, vezi, asta rămâne după noi întotdeauna, tot ce facem și ce suntem. Ce, de fapt, ceea ce rămâne după noi este ce facem pentru alții, nu pentru noi. Exact, vezi? Păi rămâne în memoria celorlalți. Absolut. Uite, vorbeam despre online. Cum vă pot găsi cei care încă nu v-au dat follow? Cei care încă nu ne-au dat follow ne găsesc, dacă putem, n-avem o burtieră, pentru că de obicei... acolo, ok. Cei care ne urmăresc, deci ne găsiți, știu că am pus un nume complicat, dar asta e, mi-o asum, 2, cifra 2 și normal, peste tot, pe TikTok, pe Facebook, pe YouTube, pe everywhere. Deci 2 normal, un 2 normal. Atâta exact. Tot. Că mai urmează, normali. În funcție de platformă, că mai urmează un oficial sau nu, I don't know. Aia e doar pe Instagram. Se pare, mm-hmm. Și pe TikTok am pus tot oficial. Pe YouTube ne găsiți tu normal. Sau mai degrabă, dați acolo search doar cotoare și vă dă tot. Perfect. Mai bine nici nu puteai să prezinți. Da. Încerc, nu, dar știi care chestia? Că am avut o grămadă de discuții pe tema subiectului ăsta. Și mulți prieteni mi-au zis, bă, dar schimbă, bă, numele, că eu de fapt am început altfel proiectul, începusem cu un prieten cu care eram asociat și după aia, nefiind, că trăim din muzică, n-ai ce să faci, oamenii au nevoie să se descurce. Să trăiască, să se descurce, mm-hmm. Absolut, știi, și eu fiind relaxat cu jobul pe care l-aveam, atunci aveam jobul ăla, după aia, după ce s-a terminat pandemia, m-am dus către Spring Music, și am devenit acolo manager și booking agent și da, cu ocazia asta, cei care aveți nevoie de artiști la evenimente, WhatsApp, Connector, Gianni Romano, call me. Așa, omul de bază. Da. Așa. Deci oamenii pot să mă sune și pentru tot felul de evenimente, pentru că eu asta fac gen as a basic job. Mm-hmm. Și urmează acum vineri o lansare foarte frumoasă cu un artist foarte drag mie, Dima Trofin, care are o piesă cu WhatsApp, sper să fie hit și să aibă parte de succesul meritat și cam atât, nu știu, mai întreabă-mă tu. Și hai să ne bucurăm de piesă, hai pentru să ne bucurăm că de piesă, da. Vreau pe calea asta să-l salutăm și pe Dr. Maco, pentru că știu că bine, ați așteptat mulți Maco, ani. Dr. Maco acum e de gardă, săracu, chiar am, da? chiar am închis telefonul cu el când eram în drum spre voi. Pentru că am avut tot așa un reportaj la o televiziune. Nu știu, pot să-i dau numele? Nu pot. Poți să-i dai numele. Da, am avut la Observator, la Antena 1, am avut un
reportaj, discutam cu el și era în drum spre gardă. Pentru că, na, ce să-i faci? Sunt oameni care au nevoie de el, de ajutorul lui. Exact. Acolo, chiar, acolo chiar e între viață și moarte. E... e pe bune. Da, da. Bineînțeles, oricum prezența lui, chiar și dacă nu e fizică, e cu voi prin da, piesă. Absolut. Și ați făcut o treabă foarte bună și continuați să o faceți. Așteptăm și piesa cu WhatsApp în toamnă. Ai spus că urmează o altă colaborare. Da, da. Așa, da. Așa că vă mai primim. Noi, cu mare drag, cu orice invitație pe care ne-o oferit, noi o acceptăm fără absolut nicio problemă. Doar ce, uite, s-au împrietenit aici cablurile între ele. Deci au se leagă toate. Da, da, da. Bine, mulțumesc din nou pentru prezență, că ai fost din nou în studioul nostru și să ne bucurăm și de piesa voastră. Andrei, bine ai venit, nu am stat de vorbă cu tine, dar hai că te-am avut aici cu toții și data viitoare poate intri și tu la microfon, să stai de vorbă cu noi. Ah, stai că e foarte important. Pe piesa asta și Andrei a lucrat și l-a avut un aport foarte... lângă Edi. Așa, puneți căștile alea. Perfect. Ca să te auzi. Povestește tu despre cum ai intrat pe această piesă, spune câteva cuvinte. Păi bine v-am găsit în primul rând, îmi face mare plăcere să fiu aici alături de voi. A avut Edi ideea cu această piesă, care mie îmi place super mult și a zis hai să-mi trag și mie un pian ceva pe ea ca să... și așa are un vibe foarte bun, dar... să contribui să fie și mai bine, să-ți aduci și tu aportul. Și atunci am primit de la Dr. Maco varianta de piesă, am stat, m-am gândit și am zis pe refren ar merge ceva de vară, ceva mai fresh. Și atunci am mers repede la studio, am tras partea mea și i-am trimis lui Eddie, care a fost foarte încântat și așa am ajuns la varianta finală a piesei. Și acum, ca să facem o premieră absolută la Radio 3Net... Dragă Andrei, așa. Uite, te uiți acolo la cameră și spui când lansăm piesa făcută de tine. Wow. Păi vrei să spun acum în direct așa? Da, păi e o promisiune pe care ți-o asumi. Hai, te rog. Nu, eu asta fac pentru că el e foarte ocupat cu facultatea. Îl motivezi. Se duce la parlament. Omul e super dedicat, știi? Dar vreau acum să fie, că i-am tot zis că o să zică la televizor, că o să zică peste tot. Nu, uite, acum suntem la Radio 3Net, acolo e camera... Te rugăm. Publicul îți aparține. Păi ai zis că în septembrie o să ai piesă cu WhatsApp, deci vrei înainte sau după? Tu decizi. Bine, inițial el a zis, păi hai că în august e ziua ta, deci hai să lansăm atunci o piesă. Exact. Și... Așadar în august, ok. Nu e niciodată prea mult. Și august și septembrie, noi ne bucurăm de tot ce vine. Și noi ne bucurăm să fim alături de voi de fiecare dată, ca să fim tot noi. Venim așa. Cu mare drag. Vă mai așteptăm, băieți, și acum vă las să vă pregătiți pentru a cânta live aici piesa Bam Bam. Scuză-mă pentru intro. Nu, nicio problemă. Pur și simplu m-a luat valul pentru că e foarte, sună foarte bine, sincer. Vă mulțumim frumos și sperăm să ajungă, nu știu, la 1 milion de vizualizări și ca și încheiere trebuie să menționez faptul că este prima piesă care a sărit de 100.000 de view-uri în, nu știu, something like 4 zile de la lansare, 5. La cât tot, mai multe. Da, și tot crește așa cu 500-600 pe zi. Să crească așa, constant. Să fie bine. Da. Bine, băieți, așa să fie, să aveți succes cu ea și hai să o auzim și noi aici live la 3Net. Așadar, To Normal și Bam Bam.